E un context pandemic complicat, e un context emoțional complicat. Sunt multe decizii la nivel european care ne fac să ne gândim că urmează și la noi. Și hai să vorbim despre asta. Cristian Dima, președinte al de Galați, acum alături de noi. Bună ziua, domnule Dima! Bună ziua, dumneavoastră, doamnă! Cum e situația la Galați? Care ne urmăresc. Cum e situația la Galați? Cum stați cu cifrele? Cifrele sunt la fel ca în toată țara. Știu eu, sunt zile în care situația... Noi, în primul rând, facem puține teste. Facem 470, 400, până în 500 de teste pe zi. Raportat la alte județe, unde depășește 2000, 3000 de teste. Dar de ce se fac așa puține? Probabil din multe motive ce țin de organizare și de respectul față de comunitate. În primul rând, este deja clar situația prin care se decontează de către angajatori testele făcute angajaților. Asta ar trebui să încurajeze testarea mai mult și mai rapidă. Probabil că avem și puține condiții, deși știu că la Galați avem în spitalul de copii cel mai performant aparat PCR care testează cu o viteză foarte bună și foarte mare. Nu înțeleg de ce avem doar 470 sau 500 de teste, până în 500 de teste zilnic. Asta arată, o știu eu, o lipsă a preocupării autorităților pentru a, știu eu, a încerca să avem o cât mai multă testare. Cum tot încercăm să spunem noi, cei din ALDE, acum din Pro-România Social-Liberal, să facem testarea în masă. Cât mai multă testare înseamnă o posibilitate a populației de a se autoizola în condiții normale, fără să ajungem în situația nefericită de lockdown, cum se tot discută și cum... Dar ați văzut că la nivel european, în Franța, în Germania, e drept că situația acolo pe cifre e dificilă, dar nici noi nu ne simțim foarte bine, pentru că recordul este 6.500 și este o informație de breaking news în acest sens. 6.500 de cazuri astăzi, în 24 de ore. Ce vă spune această cifră, domnule Dima? Îmi spune că încercarea noastră de a ne compara cu țările civilizate și mai dezvoltate din toate punctele de vedere, inclusiv a sistemului sanitar și a preluării în capacitatea medicală de paturi și susținerea și sustenabilitatea sistemului medical, nu este o comparație tocmai fericită. Am auzit în ultima perioadă, deși cu multă tardivitate, comparații cu Suedia. Să încercăm să preluăm modelul suedez. În primul rând, în Suedia au fost foarte multe decese raportate la numărul populației și la numărul persoanelor infectate. La noi, capacitatea de răspuns a sistemului sanitar este mult diminuată și este incomparabilă. Am avut acest an la dispoziție în care puteam să lucrăm foarte mult pe componenta, pe ATI, cum se spune, pe terapie intensivă, să lucrăm foarte mult pe capacitatea noastră de a prelua cazurile complexe sau cele de COVID. Bineînțeles că noi suntem foarte grav în urmă și în detrimentul bolilor cronice, persoanelor cu afecțiuni cronice și chiar cele care se acutizează, nu reușim să le preluăm în sistemul sanitar din cauza acestei, știu eu, bulversări continue prin care se fac o mulțime de teste și durează foarte mult testul. A fost în discuție prea mult timp utilitatea testului rapid, dacă are sau nu are eficiență. S-a discutat prea mult de către autorități că nu are eficiență. Acum am ajuns la concluzia că, de fapt, trebuie să facem și teste rapide pentru a îmbunătăți răspunsul în ceea ce privește acutizarea anumitor afecțiuni sau cronicizarea sau tratarea afecțiunilor cronice. Este foarte grav situația în care ne aflăm. Este pentru că, domnule Dima, vom ajunge să alegem între oamenii care au drept de viață și oamenii care rămân fără drept de viață. Asta va fi o alegere subiectivă și nu o să o facem noi doi. O să fie o alegere pe care o vor face medicii, chinuiți de responsabilitatea destinului unor oameni. Mi-e pare fascinant că noi, oamenii care discută mult în social media, nu se gândesc și la oamenii care trebuie să decidă dacă trăiește Ema Zeicescu sau Cristian Dima.
Este tristă situația, niciunul dintre noi nu ne dorim să ajungem în situația de a alege pe cine tratăm cu prioritate și ce tratamente îi oferim sau ce condiții de spital îi oferim spitalicești de internare și acces la terapie intensivă. Este o situație nefericită, cum spuneam, care trenează de prea mult timp. Am avut aproape un an la dispoziție să ne punem la punct. Am avut șansa să nu fim loviți de această pandemie din plin la începutul ei, când nu se știau nici tratamentele, nici componenta medicală, cum trebuie să reacționeze și așa mai departe. Din nefericire, nu am folosit acest timp cu mult profesionalism și cu atenție față de populație. Acum, încercarea de a ne compara cu țările civilizate este, repet, neavenită. Cred că va fi o situație extrem de gravă și pe zi ce trece constatăm că aceste cazuri nu se reduc, ci se înmulțesc. Cum am mai încercat să spun, bolile de plămâni, TBC-ul și așa mai departe, știu, pneumoniile sezoniere vor veni peste această nefericită pandemie și va complica și mai mult actul medical. Sunt foarte îngrijorați toți cei care se află în sistemul sanitar, pentru că nu simt că există un sprijin. Faptul că i-am recompensat financiar la începutul pandemiei pentru efortul făcut și ca și încurajare nu trebuia să rămână singura măsură stimulativă. Era obligatoriu să venim cu elemente mult mai importante. Am tot bătut toba și am făcut un spectacol întreg din acele spitale modulare, din secțiile de ATI mobile. Nu am mai făcut nimic. Ne-am rezumat la cele două spectacole mediatice pe care le-am văzut în prima parte a anului și în vară, după care a rămas exact atât. Sigur că am auzit premierul când a spus, dom'le, ce, aducem niște oxigen și s-a rezolvat patul de ATI. Adică suntem sigur în situația în care ducem totul în derizoriu. Din nefericire, sănătatea nu poate fi dusă în derizoriu. Asta este, nu e o concluzie a mea, este... E drept, domnule Dima, aveți dreptate, dar știți, mai e o chestiune pe care noi nu trebuie să o uităm, că indiferent că ne place, că nu ne place, sistemul sanitar din România a fost căpușat de toate formațiunile politice care au avut reprezentanți în diverse funcții, în diverse instituții care formează până la urmă acest sistem sanitar din România, plus familiile din interior din care sunt parte mulți dintre medici. Și atunci ipocrizia noastră uneori în a spune avem așteptări de la sistem, eu nu mai am așteptări de la sistemul sanitar. Știți de ce? Sistemul sanitar nu se poate ajuta singur. El trebuie ajutat de oameni care nu au neapărat interesul să o facă. Ei câștigă foarte bine în acest moment de, cum să spun eu, și nu mă refer doar la pandemie, la sistem în sine. Nu m-ați auzit spunând că sistemul sanitar se poate autosusține. Sistemul sanitar face ceea ce poate face fiind cuprins în munca de zi cu zi. Se spune că cine nu muncește, nu greșește. Sigur că sistemul sanitar ar trebui susținut cu sumele acestea colosale care au fost cheltuite fără nicio noimă. Un deficit bugetar de 6,3% te îngrozește ce va urma ca perioadă economică începând cu 1 ianuarie 2021. Din acest motiv spun cu tărie că sistemul sanitar trebuia întărit, trebuia ajutat să preia tot ceea ce acum ne așteptăm că urmează și vedem în fiecare zi, cum spuneam, nu există zi în care să nu se majoreze numărul de confirmări cu infectare de COVID. Asta ne arată că nu suntem pregătiți și că vom suporta ceea ce nu ne dorim niciunii. Probabil va urma o închidere totală sau o reînchidere totală a României, cum s-a mai încercat, cu consecințe foarte grave asupra economiei și nu în ultimul rând asupra stării de sănătate a populației, care sănătatea populației nu reprezintă doar percepția dacă ei sau nu e COVID sau îngrijorarea dacă ei sau nu e COVID. Sănătatea populației ține de mult mai mulți factori, începând de la cel fizic și ajungând până la cel emoțional și din punct de vedere economic, tot reprezintă o componentă a sănătății populației.
Vreau să vă mai întreb rapid, poate că varianta asta de închidere pe anumite zone, eventual carantina de noapte, poate fi un preambul apropo de o perioadă complicată în care la nivel european, e drept că sunt cifre mult mai sus, deja se vorbește și s-a luat decizia unor închideri clare și precise? Eu trebuie să înțeleg ce înseamnă închiderea de noapte. Dacă vrem să jignim populația, sigur că putem să o facem prin diverse forme. Nu cred că virusul circulă mai mult noaptea decât ziua. Nu, dar circulăm noi și ne ducem în centru vechi și ne pupăm pe gură și bem bere, ceea ce e foarte bună, nu mă face și bine la rinichi, e minunată, ne hidratează, dar totuși. Nici noi nu suntem în zona în care să respectăm. Acea componentă trebuie să o tratăm separat și vorbim despre localizarea ei, nu despre transmiterea într-o formă dezmembrată a unei decizii de a opri circulația pe timpul nopții. Oprirea circulației pe timpul nopții înseamnă aglomerarea pe timpul zilei. Știm cu toții că suntem într-o perioadă în care ziua se va scurta din ce în ce mai mult și ca atare încercarea de a crea aglomerări pe timpul zilei nu cred că va duce la disiparea riscului de infectare. Din acest motiv, aducând în discuție doar centrul vechi, care este doar... Am dat doar un exemplu. Nu mai zic de marile petreceri pe care le facem fiecare în parte, fără să respectăm. Nici noi nu suntem civilizați, domnule Dima. Asta nu înseamnă că închizând economia pe timpul nopții vom vorbi doar despre Horeca sau despre restaurante și despre întâlnirile de petreceri. Noi vorbim în primul rând despre susținerea economică a României ca parte din sănătatea poporului despre care vorbim și a întregii națiuni. Nu cred că are sens să vorbim și să marginalizăm sau să generalizăm de fapt câteva petreceri pe care unii le fac sau nu le fac. Cred că acestea pot fi tratate în mod individual și sancționate ca atare.